Astăzi plecăm în expediție. Bună dimineața. Mergem să vă arătăm orășelul nostru, Bragadiru, și cred că și prin împrejurim. Da, și zonele limitrofe. Mergem pe bicicletă și o să fie ceva frumos. Aer liber, aer curat. E bine că bate și vântul, e chiar frumos. O zi de luni frumoasă. Frumoasă, da. Vă luăm cu noi, pe bicicletă. Gata, prima oprire. Am mers vreo 300 de metri. Da, de la acasă. Noi de acasă. Aici suntem pe, în incinta fostei fabrici de bere Fulgerul Bragadiru. Bineînțeles, s-a ras totul de pe fața pământului. E un nou Bragadiru acum. Este un nou Bragadiru. Lucrurile trebuie să evolueze. Cum se vede în spatele nostru, s-a făcut Kaufland. Aici, în această zonă, este Lidl-ul. Aici o să se facă un mall, ceva de gen. Și lucrurile evoluează. Bragadirul începe să prindă contur de oraș, într-adevăr. Avem mijloace de transport, avem maxi-taxi. Suntem la 6 km de București. Da, avem un mijloc de transport, sunt două linii regionale, una care vine din Clinceni, una din Cornetu, și ambele ajung până în zona Ghencea. Acolo au capătul, deci e foarte bine legat de oraș, orașul nostru. Da, avem de toate. S-au făcut și cartiere noi. Aici suntem în orașul vechi, în orașul de glie, cum se spune. În centrul Bragadirului, realul centru al Bragadirului, dar s-a extins foarte mult în zona prelungirea Ghencea, Domnești și așa mai departe, chiar până la capăt aproape, până la capăt de legătura cu Bucureștiul spre Alexandria. Și s-au făcut foarte multe cartiere de blocuri, de vile, avem McDonald's, avem Penny, multe mega imagiuri și multe shop and go. Dacă nu am fi avut locurile de muncă în București, am fi putut să trăim doar aici, adică nu ar fi fost nevoie să mergem în București. Exact. Să mergem în București. Pentru că sunt foarte multe locuri de muncă, s-a dezvoltat foarte mult zona. Între timp, de când am plecat noi în astea 6 luni, s-a deschis și o curățătorie pentru haine, ceea ce nu era. Nu era în Bragadiru. Avem și spălătorie de mașină clasică și din aia cum se numește. Cu jetoane, da. Să-ți speli singur mașina, nu mai știu cum se cheamă exact. Și poate mergem un pic și în spate la Lidl, arătăm și piața. Avem și piață. Da, avem și piață de legume și fructe. Hai să vedem. Aceasta este una dintre piețele de legume și fructe din Bragadiru. Nu să ne apropiem foarte mult, că lumea este reticentă. Avem centru medical de la ICE Clinics, foarte multe chestii. Multe farmacii. S-a dezvoltat foarte, foarte bine Bragadirul, după cum se vede, este plin de blocuri, avem biserica foarte aproape. În față e un restaurant din ăsta, un fast food cu grill. Cu grill, da. Avem exact tot confortul, tot ce ne trebuie aici. Pentru a nu Bragadiru. Pleca din Bragadiru. Exact. Da. Hai mai departe. Haide! Avem și mega imagi, după cum se observă, care este deschis non-stop. De cofetărie cu laborator propriu la Gloria. Cei mai buni mici făcuți proaspeți se mănâncă la Olteanu. Aici este terasa, dar acum este închis, că este de dimineață încă. Și face și o pizza foarte, foarte bună, Marius. Pe partea cealaltă, aici este primăria, iar aici este casa de cultură, aici este centrul Bragadirului, cu băncile, cu farmaciile, cu toate cele. Iar acum o să facem dreapta, să ne îndreptăm către parc.
Avem și sală de fitness, care este utilată foarte, foarte bine. Aici este, în casa de cultură. Avem vreo 3 carmangerii cu carne proaspătă. Hei, Flori! Hei! Doamne, cât de aglomerat ești la ora asta. Da, hai că am scăpat de aglomerație. Acum mergem către parc și sperăm să fie mai liber pentru că este luni și ne facem de cap. Aici este grădinița numărul 2 din Bragadiru. Mai este o grădiniță în centru, dar aceasta este în incinta parcului Bragadiru. Ceea ce conferă foarte multă liniște și aer curat totodată. Este făcută de aproximativ 3-4 ani, cred, ceva de genul, nu mai știu exact să spunem. Și avem prieteni cu copii și ne-au spus că e foarte ok. Da, este foarte ok, este cu foarte bine de copilă. Este cu program prelungit, după cum se vede. Avem și două statui foarte frumoase în fața grădiniței, Nicolae Bălcescu, bustul lui Nicolae Bălcescu și mai avem încă una. Este grădiniță de stat, nu-i așa? Este grădiniță de stat, da. Nu este particulară. Avem și o grădiniță, două grădinițe particulare. Și acesta este bustul lui Mihai Eminescu. Uite, lumea face jogging. Foarte multă verdeață în acest parc. Țin să vă anunț că până acum vreo 10 ani, ceva de gen, nu mai știu exact, acest parc a fost în paragină. Da, de, nu era nimic. De când este actualul primar, chiar s-a ocupat de Bragadiru și a făcut foarte îmbunătățiri Bragadirului, a adus foarte mulți investitori, ceea ce ținem să-i mulțumim pe această cale. Și să știți că de obicei este foarte aglomerat, adică lumea chiar este în parc, acum e luni la prânz și puțină lumea e acasă. Adică puțină lume ca noi. Ca cei cu copii. Te rog să faci stânga. Da. Da, da. Aici este un teren de fotbal foarte frumos, multe locuri de joacă și de activități pentru tineri, să faci sport. Aici venim noi de ne rupem oasele, cum se zice, și facem câteva mișcări. Hai să vă arăt cam ce mișcări facem, că nu durează foarte mult. Pe urmă s-o pui și pe Flori să... Am ieșit cu bicicletele, dragul meu. Cu bicicletele, dar facem și câteva mișcări de... Dacă tot e liber, parcul de obicei e plin și de copii și de adulți. Da. Aici o să fie pentru Flori. Da. Hai să fac și cele mai ușoare, adică. Va trage și gata, pe urmă treci la aparat, da? Vedeți, în spatele lui Mari sunt persoane care fac mișcare, acolo poți face yoga și niște de chestii. Haide, bagă și tu, te rog. Unde te duci? Pe ăsta? Flori, mai mult cu picioarele și pentru, cum se cheamă asta? Fitness. Asta e foarte interesant. Foarte simplu, dar se simte că sunt toate articulații. Uite, ăsta... Aici cred că se simte mai bine Flori la picioare, nu? Da. Pentru musculatura coapselor. De când am întors în țară, n-am făcut mișcare aici. Ok, deci avem și de acest parc și de recreere și de agrement și de făcut exerciții fizice. Sunt două spații și pentru copii, dar acum sunt închise cu tobogane și
toate colorate, cele, da. Cred că l-ați văzut, da. Aceasta este pista de alergare a parcului și de biciclete și măsoară 870 de metri, pentru că noi alergăm și știm despre ce este vorba, o măsurăm mereu. Cam bate vântul puțin și cred că se aude poșnă frunzelor. Da, sunt mulți copaci, dar e bine. Mergem să vă arătăm și lacurile de pe Belvedere și avem și o plajă micuță. Hai să mergem. Ia uitați câtă verdeață. Aer curat, se simte mirosul de iarbă proaspătă. Înainte. Eu ghidez pe Flori, că mergem, că sunt foarte multe alei pe aici. Aici este complexul Belvedere, este și zona de campat, de camping. Acesta este primul lac, avem și plajă. Este cu taxă de intrare, mi se pare că 10 lei taxa de intrare și cred că 10 lei șezlongul, am impresia. Dar este foarte frumos, organizat, liniște. Astăzi este liniște. Ieri, cum era? Era un balamuc aici? Aici este un lac pentru pescuit sportiv. Este băgat pește, nu știu, ceva de gen. Uite că e cineva la pescuit. Da. Dar după câte știam, e cam scumpă tax speed. Terenuri de tenis, tot în incinta complexului Belvedere. Ia să vedem, poate scrie. Baltă pescuit zilnic de la 6 la 18, 100 de lei. Taxă permite reținerea a două bucăți de crab. Pentru caras nu există limită în privința capturilor. Iar acesta este al doilea lac. Din punctul meu de vedere este mai frumos decât celălalt. O să vi-l arătăm imediat, o să ne dăm jos. Aceste două lacuri și cu complexul aparțin de zona Clinceni. Uite, cred că e o pasăre foarte mare, nu știu cum se cheamă. Da, aia, uh-huh. Ai văzut-o? Acesta este lacul, cel de-al doilea lac de pe, uite, pasăra, de pe Clinceni. Se vede o pasăre în mijlocul lacului, dar nu știu dacă se observă foarte bine, dar este foarte mare că și întindea aripile. Dar tot la fel, este o zonă de relaxare fantastică aici, cu foarte multă verdeață. E nevoie doar să ai timp să vii. E nevoie doar să ai timp. Și noi, cum avem timp, am venit. Acum avem timp, da. Asta e o schimbare de când ne-am întors, avem timp. Exact. Hai să vedem ce mai descoperim. Hai. Aici în Belvedere se organizează și nunți și evenimente. Tot felul de evenimente. Și acum am fost, e o piscină, nu știu dacă e cuplată sau dacă e publică sau... Da, dar este în incinta complexului, în interior, da. Și n-am filmat. O să mergem în partea cealaltă, la restaurant, să vedem. Da, să tragem câteva cadre de afară. Dar este foarte frumos complexul Belvedere. Te sună pe aici? Păi, da, cred că este închis. Hai să vedem ce descoperim. Uite ce trandafir frumos. Așadar, vă invităm la în parcul Bragadiru și în complexul de agrement Belvedere. Da, la plajă. Uite, aici este un ponton
A, când se organizează nunțile, hai să intrăm puțin. Ia uite ce frumos. Să știți că nu am fost niciodată la o nuntă aici, dar am auzit lucruri bune de la prieteni, cunoștințe. Aici este în spatele restaurantului. Foarte frumos. Ne place. Uite, a fost o nuntă și nu au scos ornamentele. Da. E chiar drăguț. Place? Da. Suntem în centrul localității Clinceni aici. Aceasta este arena celor de la Academica Clinceni. Terenul principal unde joacă, chiar mi se pare că ieri sau alaltă erau avut meci. Ia să vedem dacă putem să tragem câteva cadre. Da, se vede. Acesta este terenul. În Zare este unitatea militară de la Clinceni și aerodromul din Clinceni. Pe cer se și vede un avion de agrement. Hai, Florin, dă-i la pedale! Am obosit! Ai obosit? Bate puțin vântul și de aceea dăm puțin mai greu la pedale, dar e foarte liniște pe acest drum. Și spune tu că de la mine nu cred că se aude, că noi de aici alergam. Da, noi pe această rută alergam din Bragadino până în Ordoreanu și înapoi. Sunt vreo 17-18 km. Da, e frumos. Chiar dacă este un soare arzător, adie vântul și e oarecum puțin răcoare pe bicicletă. Aici este un castel de apă foarte, foarte vechi, de pe vremea lui Ceaușescu. În tripul nostru de astăzi am ajuns și în satul Ordoreanu. Ordoreanu, sat martir. Înainte ca să ajungem la dig, la apă, la Argeș. La dig. Ok. Uite, casă de vânzare. Două viluțe foarte frumoase într-o zonă extrem, extrem de liniștită. Bine, mult prea. Ia uitați ce splendoare! Se vede un cocostârc. În partea aceea sunt rățuște sălbatice. Foarte frumos! Dar lung drumul! Lung? Și acum zic câți kilometri au fost, că nu au fost 4 km. La vedere! Din Bragadiru până aici sunt 9 km. Dar e splendidă zona. Bate puțin vântul, dar se merită. Gata vlogul de astăzi. Dragilor, am ajuns la destinație. O să încheiem aici vlogul de astăzi, în această atmosferă foarte naturală, cu această apă din spate și cu pădurea. Miroase a mentă, e multă mentă aici. Ne-am relaxat, am făcut și mișcare, ne-a plăcut foarte mult ziua de astăzi.
Am filmat și cu drona, o să vă punem acum la sfârșit tot ce am surprins. Sperăm că v-a plăcut ieșirea noastră în natură, da, pe biciclete. V-am arătat orășelul unde stăm noi și împrejurimile și dacă vă place, vom mai face tot așa din alte zone din apropiere de Bragadiru. Încheiem aici, vă mulțumim că sunteți alături de noi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și un subscribe la canalul nostru de YouTube. Vă pupăm! Toate cele bune! Thank you.